Bine am găsit, prieteni! Cafeaua cu ulei de cocos, ca de fiecare dată. M-a întrebat cineva dacă nu pun și lapte. Nu, nu pun lapte. Culoarea asta este dată de uleiul de cocos, pentru că îl pun la blender. Deci dacă se emulsionează foarte bine, că e blender, că e mixer vertical, că e frotter, nu contează, îi dă această culoare de parcă ar fi pus lapte. Dar nu pun lapte, nu pun absolut nimic decât apă, cafea și o linguriță de ulei de cocos. În clipul acesta vreau să vă arăt ce mi-a făcut mie uleiul de cocos, cum m-a ajutat să dau jos 20 de kilograme. Și vedeți aici pe ecran o fotografie de-a mea dinainte, de anul trecut, înainte să consum ulei de cocos. Vedeți cum arătam și mă vedeți acum cum arăt. Haideți să dau și în picioare. Deci, vedeți? Diferența, zic eu, că este evidentă. La felul cum arăt. Pentru că la cântar sunt clar 20 de kilograme, analizele, v-am spus, și s-au îmbunătățit, trigliceridele au scăzut, au ajuns de la 300 la 150, HDL-ul de la 41 sau 44, nu mai rețin exact, era o valoare normală, nu era sub 40 să fie periculos, dar nu era nici peste 60 să fie protectoare. Ei bine, au ajuns la 61. 61 înseamnă că este deja peste 60, care este o valoare care protejează vasele și inima. Asta nu numai de la uleiul de cocos, bineînțeles, țin și post intermitent. În cea mai mare parte a zilor mănânc o singură dată pe zi, dar postul intermitent m-a ajutat în două aspecte. Odată mi-a redus pofta de dulciuri. Eu eram un mare mâncător de dulciuri, îmi plăceau foarte mult, mă abțineam. De fapt, nu că mă abțineam cu greu, nu mă puteam abține să mănânc dulciuri. Și mi-a redus senzația de foame. Când am început postul intermitent, nu mâncam dimineața, beam doar o cafea, fără ulei de cocos, dar undeva pe la 11 îmi venea foame și mi-era greu să rezist. Ei bine, cafeaua cu ulei de cocos m-a ajutat să țin pauza alimentară atât de lungă, fără niciun fel de probleme. Și probabil că a fost unul din factorii care m-a ajutat să mănânc o dată pe zi. Țineam postul intermitent, dar cu varianta 2-3 mese într-un interval de 8 ore. 8-10 ore, cu 10 ore am început, deci pauza alimentară de 14 ore. Deci acesta este rezultatul. Dacă vreți să obții rezultate bune, eu zic că și aveți totuși dificultăți, eu zic că uleiul de cocos vă ajută. Dacă aveți dubii, că ați auzit opinii, că determină o creștere a colesterolului rău, a trigliceridelor, eu vă sfătuiesc, vă recomand să vă faceți analizele și să le repetați după o lună și jumătate. Și foarte important, determinați HOMA, indicele care măsoară nivelul de insulină rezistență. Și vedeți cum evoluează acesta. Este cel mai important indice al felului cum veți slăbi. Pentru că atâta timp cât indicele HOMA arată că este un nivel de insulină rezistență, nu veți slăbi. În momentul în care HOMA ajunge în limite normale, deci insulina ajunge la valori normale, atunci începe să scadă și greutatea. Încheie aici. Vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!